Există doi termeni, două expresii pe care le întâlnim de multe ori și despre care poate nu știm ce înseamnă. Ce este metabolismul bazal și ce este rata metabolică? În principiu sunt cam aceeași termen, da? Deci metabolismul bazal este cantitatea de calorii pe care o consumă organismul nostru în condiții bazale, adică fără să facem nimic, pentru a supraviețui, pentru a funcționa inima, plămânii, creierul, etc. De ce este important acest metabolism bazal? Pentru că, după cum s-au discutat de multe ori, sunt persoane care au un metabolism mai accelerat, sunt cei norocoși, să spunem așa, de la Doamne, Doamne, și care își permit să mănânce mai orice, pentru că nu se vor resimți acele kilograme, și cei care, din păcate, trebuie puțin să lupte pentru a ajunge la kilogramele dorite. Este important acest metabolism bazal, pentru că în funcție de el se stabilește necesarul caloric într-o dietă. Sunt foarte multe formule. Sunt formule care stabilesc câte calorii consumă organismul nostru în condiții bazale, adică fără să facem mare lucru. Numai că, vedeți dumneavoastră, ele nu sunt personalizate. Dacă luăm 10 indivizi care au aceleași caracteristici, o să-mi iasă un metabolism bazal identic, ceea ce nu este tocmai corect. Pentru că eu, din experiență, vă spun, foarte greu la femei găsești, chiar și bărbați, găsești o rată metabolică de 1800-2000 de calorii, cât este recomandat în ghiduri să mănânci. Și atunci oamenii sau populația își calculează aceste metabolisme de pe internet cu această formulă și, de fapt, surpriza majoră este că nu slăbesc nimic, ba din contră, ei se îngrașă, tocmai pentru că nu este realitatea. Ele nu reprezintă tocmai realitatea. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.